Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei. Să aveți, să avem în 2023 cu mult mai bun decât 2022 sau măcar mai lipsit de turbulențe decât 2022. Ce șanse sunt să fie așa măcar în privința banilor, inflației, dobânzilor, a economiei în general? Încercăm să aflăm astăzi de la invitatul meu în Piața Victoriei, profesor universitar, dr. Bogdan Glăvan. Bună seara, domnule profesor, bine ați revenit în Piața Victoriei. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos! Înainte de a o lua pe felii și de a diseca așteptările și speranțele, în ansamblu, putem spera că 2023 va fi mai liniștit, mai predictibil, dacă nu chiar mai bun decât 2022, despre care dumneavoastră spuneți că a fost de fapt un an al austerității? Da, sigur că putem spera și așteptările sunt îndreptățite, fie și pentru motivul că în 2022 viața noastră a fost afectată de evenimente externe extraordinar de importante și cu un profund impact asupra societății, economiei în ansamblu, pe care foarte greu le puteam preveni. Criza energetică asociată și cu războiul din Ucraina, pe fondul inflației rezultate în urma politicilor monetare foarte permisive duse de țările dezvoltate în timpul pandemiei. Asta este un context cu totul excepțional. Greu de crezut că ceva la fel de excepțional se poate întâmpla 2 ani la rând. Astfel încât sunt premise să vedem o încetinire a creșterii prețurilor, o stabilizare a, să spunem, marilor trenduri economice, o diminuare a volatilității, pentru că noi asta am suferit mult în 2022, da? Scumpiri foarte bruște, momente de panică chiar, și sper ca aceste lucruri să fie în descreștere pe parcursul acestui an. De aceea m-am și referit la turbulențe, în primul rând, la momentele acelea în care nu mai știai încotro să o apuci, nimeni nu mai știa, de fapt. Spuneați, în zona euro, inflația a început să scadă, spuneați că și la noi vă așteptați la o asemenea evoluție, dar înainte de a vă întreba când am putea să simțim o scădere a inflației, o să vă întreb dacă guvernul are interesul să diminueze inflația, care îi aduce încasări mari și îl ajută la deficit. Spuneați într-o postare pe Facebook că inflația l-a ajutat să-și mai însănătoșească bugetul. Da, guvernul a profitat la maxim de pe urma contextului acesta negativ extern și vedeam chiar ieri, vedeam o statistică, România este parcă pe locul 3 în Europa la scumpirile din industrie, deci la creșterea prețurilor în industrie, ceea ce desigur își pune amprenta asupra prețurilor de la raft, bineînțeles, și acolo avem o inflație foarte ridicată. Deci și acest lucru s-a întâmplat pentru că guvernul nu a avut niciun interes de a calma inflația, tocmai din motivul că a găsit momentul în care să stoarcă practic această putere de cumpărare, aceste resurse de la populație prin inflație, da, prin scumpirea facturilor la energie în special, pentru a mai echilibra bugetul, România având un buget cronic deficitar. Și n-a avut deci nicio greață să folosească inflația pe post de mijloc de impozitare, impozit ascuns, cum zic economiștii. Însă problema inflației este că ea nu poate să dăinuiască la infinit, tocmai fiindcă populația înțelege ce se întâmplă și după ce populația înțelege ce se întâmplă, începe să fugă de bani, începe să nu mai dețină bani. Moment în care trebuie să pui capăt inflației, altfel ea degenerează în hiperinflație. Asta fiind mult mai nasol. Deci dacă ne așteptăm ca guvernul să încetinească exploatarea acestui fenomen, atunci ne așteptăm și ca
eventual să găsească sau să apeleze la alte mijloace pentru a aduce bani la buget. Și am văzut deja Care? creșterea impozitelor oficiale. Asta este, că nu poți să scoți bani decât dacă mărești oficial impozitele sau dacă le mărești pe ascuns prin inflație. Dacă nu mai poți să o faci pe ascuns, că toată lumea s-a prins și lumea nu mai deține bani și începe să fugă fie către valută, fie începe să scoată banii din bănci și atunci ești forțat să mărești dobânzile. Da, deci nu mai funcționează inflația. Trebuie să mărești impozitele. Alternativa ar fi, desigur, aceea a eficientizării cheltuielilor. Și când am avut ocazia, am mai afirmat că atât sectorul privat, cât și sectorul public în România trebuie să-și diminueze cheltuielile, trebuie să le eficientizeze. Și din partea sectorului public, aici o mare problemă, pentru că nu există stimulente pentru eternele noastre reforme, da? Ori trebuie să spunem foarte limpede: cheltuielile de pensii, cheltuielile medicale, cheltuielile cu armata, astea vor crește pe viitor. Deci ele nu au cum să scadă, pentru că sunt motive fundamentale, demografice Demografic. sau politice, care le împing să crească pe viitor. Și atunci, fără o eficientizare a restului statului, sau fără a companiilor de stat, a administrației publice și așa mai departe, sau fără o reformă chiar a acestor sisteme, sistemul public de pensii, de exemplu, care continuă să aspire bani ca un vortex. Așa e. Deci, fără o reformă a lui, vom trăi mereu cu aceeași problemă, cu un stat care vine tot timpul să înfigă mai mult mâna în buzunarul cetățeanului. PNRR impune anumite reforme, inclusiv în domeniul pensiilor. Avem deja un proiect adoptat de guvern în domeniul pensiilor, să le spunem speciale, mă rog, ele sunt ocupaționale, legi acordate prin pensii, prin pensii acordate prin legi speciale, ca să fim mai corecți și așa mai scrupuloși, domnule profesor Clăvan. Vi se pare că este un proiect care rezolvă ceva? Ca efect economic, Ca efect nu. economic. Ca efect economic, importanța lui este foarte mică. Da? Nu. Din punctul meu personal de vedere, eu nefiind jurist sau un mare specialist în pensii, da? Dar vă spun ca economist. Din punctul meu de vedere, ceea ce mi-aș dori să văd în România este o schimbare pe termen lung, o însănătoșire pe termen lung, pentru că a tăia acum pensiile sau veniturile cuiva, ale unor persoane care, indiferent cât de mari le are, da, aceste venituri, le-au obținut în baza unor legi și au făcut niște planuri de viață, de carieră pe baza acestor legi, așa mai departe, a tăia aceste venituri sau a le modifica de pe o zi pe alta sau de pe un an pe altul, ridică probleme de justiție, de constituționalitate economice, vedem cum pleacă din sistem, judecători, magistrați și așa mai departe, adică ridică niște probleme și economice, și politice, și de justiție. Și atunci, modul în care eu cred că se poate rezolva problema este doar cu abordare pe termen lung, în care să spunem că generația tânără, care urmează să intre în câmpul muncii, care urmează să intre în magistratură sau în poliție sau așa mai departe, să beneficieze tot, deci să fie o legislație unitară a pensiilor, astfel încât să nu mai avem aceste tratamente diferite, da, pentru generațiile următoare. Și atunci, chiar dacă impactul pe termen scurt și mediu nu va exista bugetar, da, impactul bugetar, va exista o însănătoșire pe termen lung. Ori asta pentru mine, ca economist, este foarte important, pentru că sistemul nostru de pensii în ansamblul lui își va atinge maximul de faliment, ca să zic așa, fix peste 15-20 de ani. La ce impozite și taxe în plus vă gândiți? Spuneați că dacă nu mai crește inflația, trebuie găsită altă sursă de alimentare a bugetului, adică fiscalitate suplimentară. Deocamdată am văzut de la începutul anului câteva mici, dar multe creșteri de TVA pe aici, pe acolo, creșteri de impozitări la PFA-uri, la chirii și
mult discutata și bine primita de o parte a societății, taxă de solidaritate, de fapt supraimpozitarea companiilor din domeniul energetic. Înainte de a o discuta pe aceasta, pentru că vreau să o discutăm, spuneți-mi la ce v-ați putea aștepta, la ce noi taxe și impozite s-ar putea gândi guvernul, unde sunt zonele vulnerabile? Din nefericire, mai mulți politicieni s-au exprimat în acest sens, în acest domeniu, și nu lasă vreun dubiu asupra intențiilor lor de modificare a fiscalității, urmărind atât, mă rog, eliminarea cotei unice, deja e o superflu să mai vorbim de ea, că nu mai există, dar în mod evident urmăresc introducerea impozitării progresive a veniturilor, în sensul creșterii poverii fiscale, nu în sensul scăderii poverii fiscale, fiindcă altminteri aș fi și eu destul de fericit să avem impozitare progresivă, dar cu cote de la 3 la 5%, dacă se poate. Adică Dar nu regresivă, asta. cum ar veni într-un Nu, fel. nu, nu, progresivă, progresivă. Eu, care sunt profesor universitar, să plătesc impozit de 5%, iar cineva care este, nu știu, o muncă necalificată, să plătească 2% impozit, așa cum era în urmă cu un secol. Dar nu cred că se va întâmpla așa ceva. Politicienii au în cap altceva, anume au în cap să crească povara fiscală. Deci ei, când vorbesc de impozitare progresivă, de fapt ne spun că vor să dăm mai mulți bani. Asta este ideea. Despre asta s-a discutat. Și de asemenea, se tot discută creșterea impozitării capitalului, așa numitului capital, pentru că impozitele pe muncă în România sunt mari, dar cumva capitalul este neimpozitat. Eu vă spun ca economist că această dihotomie între muncă, capital este mai puțin importantă. Până la urmă, toate impozitele sunt plătite din același cont, din același buzunar, din contul firmei sau din banii antreprenorului, cum vrem să-i spunem noi, indiferent cum se cheamă impozitul, că e de solidaritate sau e de ciudă, indiferent că este pe dividende sau că este pe muncă, tot firma aia trebuie să scoată banii din buzunar și mai departe incidența creșterii poverii fiscale se va răspândi în întreaga economie. În prețuri, în șomaj, nu? Cred că la asta vă referiți în principal. Mută și ei undeva cheltuiala în plus. Sigur că da, pentru că și aici, din păcate, este o lipsă de cunoaștere a publicului, care crede de multe ori că statul sau legiuitorul poate marca exact persoana sau locul din care să scoată bani. De exemplu, dacă vedem o companie din energie sau un monopol sau un bogătaș pe undeva, putem să spunem, hai să-l impozităm pe el, că el pare să aibă bani, să ne dea de acolo. Însă asta este incidența legală, adică ce spune legea. Incidența legală a impozitării. Însă incidența legală a impozitării nu e tot una cu incidența economică a impozitării. Ei, când venim aici, înțelegem de fapt că nu acel cutare bogătaș sau nu acea cutare companie suportă în cea mai mare parte această povară a impozitării, ci ea se transmite, reverberează în economie prin mecanismele pieței. Va afecta angajații companiei respective, mai departe, datorită faptului sau din cauza faptului că le reduce cheltuielile, va afecta veniturile altor oameni și tot așa, în cele din urmă, sunt proprietarii tuturor factorilor de producție, adică cetățenii simpli și oamenii simpli care economisesc, ei sunt afectați de creșterea poverii fiscale într-o țară. Sunteți unul dintre cei care s-a pronunțat ferm, chiar vehement, împotriva acelei suprataxări introduse aproape cu sarmaua în gât la sfârșitul anului trecut în privința companiilor din energie, de spus că, într-adevăr, este în aplicarea unei directive europene. Este foarte adevărat, dar a fost făcută într-un stil autohton.
Acum, ce considerați dumneavoastră că e rău cu adevărat în privința acestei suprataxări? Mulți spune, lasă că ne-au jupuit destul, să-i mai jupuim și noi pe ei, în contextul mai ales al refuzului austriecilor de a accepta intrarea României. Schengen, Petrom, cea mai afectată fiind o companie deținută pe jumătate de OMV, compania austriacă. Deci a satisfăcut și partea asta emoțională. Dar dincolo de asta, ce e rău? Aș începe prin a formula o observație la ceva ce ați menționat mai devreme. Vedeți, noi trăim cu impresia că impozitarea sau folosim impozitarea pe post de mitralieră. Ori această mentalitate că societatea este formată din diverse clase din astea care se războiesc între ele și economia e un joc cu sumă nulă și nu poți tu să-ți crești nivelul de trai decât dacă intri cu mitraliera peste ălalt, să iei de la el ceva, respectiv cu impozitarea. Hai să-l taxăm, să moară și capra lui sau să moară capra lui întâi ca să se îngrașe oile mele, ceva de genul ăsta. Această mentalitate este anticapitalistă și este profund potrivnică dezvoltării economice. Tocmai, printre altele, pentru că nu înțelege că într-o societate sau o societate liberă care are șanse de prosperitate se bazează tocmai pe acest capital social, pe comuniune socială, pe libera colaborare între oameni. Ori dacă noi renunțăm la ideea că prin colaborare, da? Prin acte de piață, prin vânzare-cumpărare, că asta este forma cea mai elementară de cooperare socială neintenționată. Da? Nu trebuie să fiu prieten cu rafineria care îmi vinde petrol. Nu trebuie să mă duc la nunta băiatului sau copilului patronului de la benzinăria cu tare. Nu trebuie. Tot ce îmi trebuie mie ca cetățean este să am o benzinărie undeva de unde să mă aprovizionez dacă vreau, dacă îmi place, dacă am nevoie, dacă nu, să mă duc în altă parte. Asta este cea mai elementară formă de cooperare socială. Și noi dacă omitem sau nu înțelegem acest lucru și privim fiecare vecin sau fiecare companie din asta ca un potențial inamic sau rezervor de stors bani, cu asta am distrus definitiv capitalismul și de fapt suntem într-o societate profund politizată, da, în care resursele de fapt ajung să fie alocate doar de către ăla care e mai puternic, care deține forța legii și poate să dea cu impozitul masă. Deci cu asta am terminat și cu economia. Dar acum, mergând mai spre ceva mai concret, Pe fond. ideea este următoarea. Vedeți, și aici obiecția mea contra acestei creșteri a impozitelor în energie nu este o obiecție doar la adresa politicii românești. Este o obiecție la adresa politicii europene în general. Pentru că în momente în care ai o problemă de ofertă, da? Ai o ofertă insuficientă de energie, traversezi o criză energetică. Păi, politica optimă, așa cum am învățat-o, este să relaxezi poverile de orice fel și să relaxezi intrarea pe piață și să stimulezi investițiile, tocmai ca această ofertă de energie, de gaze, de ce dorim noi, de petrol, de benzină, să crească. Dacă noi nu luăm măsuri pentru creșterea producției de energie, nici peste un an, nici peste 7 nu vom avea energie mai ieftină. Deci asta trebuie să facem. Bun, noi facem exact invers și nu doar noi, și Europa face exact invers, adică pune frână, de fapt, acestei producții de energie. Și de asta nu pot fi de acord cu creșterea impozitării energiei într-un moment în care noi ar trebui să mergem în sens invers. Să diversificăm, adică. Revenind puțin la ceea ce vorbeam. Scuze, și mai Rog. este ceva. Am această certitudine că acest impozit de solidaritate, așa cum a fost el numit, nu este de niciun fel un impozit de solidaritate, ci este un impozit care vine să completeze, pentru că eu nu voi primi nimic. Adică, unde este solidaritatea din moment ce eu, care am plătit și plătesc la
carburant, la energie, la gaze, facturi mai mari, nu primesc nimic. Deci, cum se poate numi acest impozit de solidaritate? Ei spun că veți primi investiții, pentru că o parte din acest fond va fi dedicat tocmai investițiilor de care spuneați mai devreme că sunt necesare. Da, sigur că da, noi am mai văzut treaba asta în România cu promisiuni de investiții și de asta au fost introduse impozite, însă nici măcar nu au avut această asumare, da, această sinceritate, chiar dacă inconsistentă, dar ca să fi spus, haideți că punem un impozit ca să facem investiții, dar nu, oricum n-ar fi înțeles nimeni, pentru că prin PNRR se finanțează atât de multe investiții, inclusiv în energie, încât nimeni n-ar putea înțelege, dar de ce mai trebuie să mai punem un impozit dacă avem PNRR-ul cu 30 de miliarde de euro? De ce? Revenind la începutul discuției noastre, la inflație, când credeți că ar putea să se simtă această scădere și cam cât de mult ar putea să, cât de accentuată ar putea fi curba de scădere în 2023? Eu nu mă aștept la o scădere foarte puternică a inflației. Nu mă aștept la o scădere sub 10% a inflației. Nu pot să fac o estimare, că nu este jobul meu ăsta și nu mă pricep. Însă ceea ce pot spune este că, având în vedere creșterea cheltuielilor publice în continuare, creșterea cheltuielilor bănești, da, nominale ale statului, având în vedere faptul că se indexează atât cât se indexează diverse venituri, pensii, având în vedere că dobânzile sunt încă la un nivel scăzut, nu sunt la un nivel care să încurajeze economisirea, cu toate că pe partea de energie, de carburanți, vedem o ieftinire accentuată care însă poate să fie conjuncturală și asta poate merită explicat separat. În ciuda acestei ieftiniri pe partea de energie, care va să zică ceilalți factori împiedică o stabilizare puternică a prețurilor. Deci nu vom avea așa ceva. Iar pe termen lung, de asemenea sunt pesimist că vom reveni la o inflație de, nu știu, 1-2%, să zicem, pentru că cheltuielile, dinamica cheltuielilor rămâne foarte ridicată în România. România este o țară și va fi în continuare o țară în care se revarsă foarte mulți bani. Ori acești bani se revarsă pentru a fi cheltuiți. Vorbim aici de aceste zeci de miliarde de euro fonduri europene, vorbim de miliarde anual investiți străine și, desigur, miliardele de euro remitențe pe care le trimite diaspora. Ori aceste 10 de miliarde, care înseamnă 5% din PIB sau mai mult de 5% din PIB transfer anual de venit către România, acești bani sunt cheltuiți. Deci România funcționează ca o morișcă, care macină foarte mulți bani, ori aceste cheltuieli intense vor împiedica revenirea inflației la un nivel foarte mic. Ați spus că dobânzile încă nu sunt foarte mari, v-ar contrazice cei cu credite, care tocmai se plâng că sunt din ce în ce mai cocoșați, a lovit și RCCU, ceea ce era absolut previzibil, toată lumea știa că se va întâmpla, doar că formula de calcul e diferită, nu e ca la robor. Și există acum o inițiativă venită din partea unui parlamentar PSD ca statul să compenseze, să acopere un procent din aceste dobânzi, așa cum a fost compensarea la benzină și motorină, din bani publici, evident. E fezabil așa ceva? Întotdeauna există un apetit pentru bani ieftini. Întotdeauna a existat, în toată istoria. Ce înseamnă asta? Există un apetit și un lobby pentru a primi subvenții și privilegii prin intermediul creditării. Această furie contra dobânzii vine din cele mai vechi timpuri. Mulți au considerat dobânda ca fiind nenaturală, nejustificată. Chiar și biserica sau ramura ei într-o anumită perioadă a interzis acest lucru. Însă dobânda este un fenomen natural al acțiunii umane. De ce? Ce vreau să spun până asta? Vreau să spun că nimeni nu economisește dacă nu are ceva de câștigat de pe urma economisirii. Ori, asta înseamnă că există o lege naturală a
a dobânzii, la fel precum există legea gravitației în fizică, care ne explică de ce noi pășim pe pământ în loc să ne luăm zborul, la fel există și o lege naturală a dobânzii care explică de ce trebuie să plătim pentru a ne împrumuta. Și asta se învață în știința economică. Acum, dacă noi falsificăm sau încercăm să falsificăm această realitate, încercăm să ne mințim și fie plafonăm dobânzile, fie le subvenționăm, fie facem diverse inflație, da? Deci producem bani, ceea ce ieftinește artificial dobânda, asta unde duce? Asta duce la asumarea unor cheltuieli, a unor împrumuturi și a unor cheltuieli și a unor investiții, cum le-ar numi unii, mult dincolo de ceea ce preferințele societății pot suporta. Și atunci începe ceea ce economiștii numesc un boom speculativ sau o creștere economică nesustenabilă, care într-un final se va lovi într-un zid, se va termina și va colapsa. Finalul poate să fie diferit, fie prin inflație sau hiperinflație, fie printr-o criză din aceasta, cum am mai cunoscut în 2010, în orice caz va fi nesustenabilă. Ori asta este problema cu care ne confruntăm. Dezvoltarea sustenabilă se poate face doar prin acumulare continuă de capital, iar acumularea de capital are sens dacă economisirea este remunerată, este premiată. Da, are sens, acumulezi capital. Dacă tu trăiești într-o epocă de, cum a spus domnul guvernator Isărescu, folosind un termen vechi de altfel, dacă tu trăiești într-o epocă de represiune financiară, adică în care acumularea de capital nu e remunerată, că ești prost dacă economisești, atunci cum ne putem noi aștepta ca societatea să continue să progreseze, să se dezvolte, să acumuleze capital? Nu va acumula capital, ce va face va fi să redistribuie doar capitalul existent până când cei care pierd se trezesc. Și când cei care pierd se trezesc, va începe iarăși lupta politică. În plus, mă gândesc o asemenea mișcare de subvenționare a dobânzilor, pe lângă faptul că este imorală, nu? Unii n-au luat credite pentru că au fost atenți și s-au gândit, dar ce o să fac, dar o să-mi permit, dar cum va fi. Dar pe lângă asta, nu va alimenta până la urmă inflația, pentru că va stimula creditarea și tot așa? Va adăuga și mai mulți bani în piață și cercul va continua? Bineînțeles, este tocmai unul din resorturile inflației. Noi am experimentat inflația din anii 90 și chiar dacă generațiile s-au schimbat în bună măsură, mulți oameni încă își mai amintesc. În anii 90, dobânda era foarte real negativă, ca să mă exprim așa, da? Adică rata inflației era mult mai mare decât dobânda oferită de bănci și a durat vreo 2-3 ani de zile până când oamenii s-au trezit. De asta spun că lucrurile merg așa până când oamenii înțeleg ce se întâmplă, când oamenii înțeleg că își pierd toată bruma de avuție strânsă la cec sau în bancă unde și-au ei alea, atunci vor da năvală peste bănci și atunci vine cea mai periculoasă criză. De asta nu trebuie să ajungem acolo. De asta această politică monetară relaxată, inflaționistă, trebuie să îi se pună capăt și de asta băncile centrale, în special cea din America, am văzut că a reacționat foarte, sau mai viguros, nu foarte viguros, mai viguros decât cele europene. De asta și banca noastră națională, care, așa cum spune, se uită să vadă ce face Banca Centrală a Americii, fiindcă acela este centrul financiar mondial. Da? Nu poți tu să mergi cu dobânzile într-o direcție când ăia merg cu dobânzile în altă direcție, fiindcă o să ai parte de criză, o să-ți fugă capitalul de aici, simplu. E un tratament dureros, dar e singurul care poate funcționa ca să ne ajungem la mai rău, îmi spuneți. Din păcate, economistul este precum un medic, adică că nu întotdeauna ceea ce spune el este primit cu și n-ajungi la el când te simți bine. Da, da, deci da. E foarte bine în rest. Domnule profesor Glăvan, cum ne explicăm faptul că în toată această perioadă singurul punct fix care n-a înregistrat decât minimale, minimale turbulențe și doar pe fond de panică la un moment dat a fost cursul de schimb?
care a rămas liniar tot 2022 și nu știu cum se anunță în 2023. Așa cum vă spuneam un pic mai devreme, în România intră foarte mult capital. Și aici, apropo, unii interpretează contextul nostru actual macroeconomic într-o cheie greșită. Cred că cu toții am auzit, vorbindu-se de nenumărate ori, de deficitul de cont curent, de ceea ce e în balanța de plăți, că România nu exportă, că importăm de toate, dar nu exportăm și că asta este marea problemă a economiei noastre. Ei bine, acest deficit al contului curent nu este o cauză, ci este un simptom. El este determinat tocmai de aceste intrări masive de valută, de euro sau de dolari în România. După cum știm, noi nu putem cheltui aici euro și dolari. Deci, în general, dacă vrem să dăm o Schimbăm. utilitate acestei valute, trebuie să-i cheltuim în alte țări, adică vom face importuri. Deci, dolarii sau euro care intră în România vor ieși inevitabil din România. Câțiva vor rămâne în rezerva PNR-ului sau în posesiile fiecăruia, dar în cea mai mare parte vor ieși. Și atunci, ce vedem? Vedem că în România intră o căruță de bani și desigur că această căruță iese din România. Și noi ne uităm doar la faza asta, când iese din România. Oamenii cheltuiesc, avem un deficit de cont curent enorm și spunem că asta este marea problemă. Dar credeți-mă, n-am avea așa ceva dacă în România n-ar intra bani. Dacă în România n-ar intra bani, n-am avea cum să cheltuim. Deci, n-a spune că problema noastră, ci factorul care explică deficitul de cont curent al României sunt intrările masive de capital, fonduri europene în special și investiții străine plus remitențe. Și trebuie să recunoaștem că nivelul de trai al multor oameni care altminteri au pensie de 1000 de lei sau de 600 de lei sau da, nu au bani, este întreținut de banii trimiși de copii, de nepoți, de rude, de clanuri din Occident în România. Și, practic, noi trăim pe seama banilor câștigați de unii în Franța, în Italia, în Anglia. Deci, toți acești bani vin în România, alimentează aici cheltuieli și de asta avem un deficit de cont curent foarte mare. Dacă, din păcate, și asta este o mare provocare pentru viitor, acest import de capital, deci aceste intrări de capital ar seca și trebuie să fim conștienți că la un moment dat vor seca. Pentru că în momentul în care România se va apropia ca nivel de trai de Germania, mai mult, da? Că București e deja acolo, dar România în ansamblu. Păi atunci nu o să mai fie nici PNRR, nu o să mai fie nici fonduri structurale, că nu o să mai fie nevoie de vreo convergență. Deci atunci, aliluia, intrări de bani europeni s-a pus capac. Bun, nici remitențe nu o să mai fie atunci. Deci nu vor mai intra bani. Știți cu ce ne vom confrunta? Ne vom confrunta, dacă nu suntem pregătiți, desigur, fix cu ce ne-am confruntat în 2010, când intrarea de capital s-a oprit, brusc. Noi spărgeam aici bani într-o veselie, în 2004-2008 au intrat bani într-o veselie în România, creditarea a explodat, cheltuielile au explodat și după aia a venit stop. S-a spus stop. Și în momentul în care s-a spus stop, toată lumea a rămas în aer. Pentru că era cu cheltuielile pregătite, era cu împrumuturile luate și brusc n-a mai N-a avut mai cum fost să-și bani. financeze nivelul de trai. Deci ne așteptăm tot la un curs stabil în 2023? Așadar, aceste intrări de capital masive sunt cele care susțin cursul de Cursul. schimb. Pentru orice cetățean, este foarte simplu să se uite o dată pe lună la rezerva valutară a BNR. Și acolo vede că ea crește. Păi cât timp vede că această rezervă crește, înseamnă că BNR cumpără valută. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că cursul de schimb s-ar fi dus și mai în jos, adică un curs euro-leu ar fi fost 4 lei pentru un euro, dacă BNR nu ar fi intervenit. Adică lucrurile merg bine, să zicem. Da? Deci lucrurile merg bine, suntem pe o pantă stabilă. Ar trebui să ne îngrijorăm doar când vom vedea că rezerva BNR scade. Începe să scadă. Acum, nu se împrumută doar cetățeanul, am vorbit de împrumuturile cetățeanului, dar se împrumută și statul și se împrumută pe durată lungă și se împrumută, culmea, așa cum tot dumneavoastră ați atras atenția, la o dobândă mai mare decât o dă statul pentru titlurile de stat, pentru împrumuturile pe care le ia de la populație.
a fost un împrumut în dolari pe 30 de ani la o dobândă de 7,66, 67%. Cum e posibil și mai ales ce efecte are așa ceva? Acum, aceasta este, desigur, decizia celor care ne conduc. Da? Evident. Deci au considerat potrivit să se împrumute pe 30 de ani și au considerat potrivit să se împrumute în dolari la această dobândă. Sunt câteva observații care se pot face aici. Vedeți, dumneavoastră, în primul rând, numeroși politicieni, guverne, statul în general are acest stimulent de a rostogoli povara datoriei, de a o rostogoli în viitor. Nu are tendința să se împrumute pe 2 ani, pe 3 ani, ci pe un termen cât mai lung. De ce? Pentru că dacă s-ar împrumuta pe termen foarte scurt, povara ratelor și cheltuielile cu dobânzile ar ajunge să fie resimțite chiar acum, rapid. Și atunci electoratul și-ar pune întrebarea: băi, dar stai un pic, ce se întâmplă aici? Că uite cât suportăm. Dar dacă te împrumuți pe 30 de ani, așa cum știe orice cetățean, rata este mai mică și tu trăiești cu ideea că lasă că peste 20-30 de ani o să am eu de unde să plătesc. Ei bine, politicienii nici măcar nu se gândesc la asta, pentru că ei peste 20-30 de ani, peste 4 ani, ei nu vor mai fi în funcție, deci cui pasă de chestia asta. Da? Deci avem aici un stimulent pervers care face ca cheltuielile statului să se rostogolească în timp și exact acest gen de politică și de abordare ne-a dus în problema sistemului de pensii pe care avem astăzi. Scoaterea oamenilor anticipat la pensie în anii 90 pentru a câștiga pacea socială, că chipurile făceau reforme și trebuia să închizi niște întreprinderi falimentare și cum să dai oamenii afară, că ți-ar fi sărit în cap. Da? Și atunci, hai că vă scoatem la pensie. Și așa am ajuns să iasă mulți români la pensie, să consume, desigur, banii, sistemul de pensii să fie super împovărat și iată ce s-a câștigat atunci, în anii 90, s-a rostogolit problema. Practic, s-a pasat pe urmele generațiilor următoare problema de atunci, economică de anii 90. Noi acum ce facem? Exact la fel. O pasăm pe umerii nepoților, copiilor noștri. Chestia asta n-are cum să fie bună. Doi la mână, de ce să te împrumuți în dolari? România are o pondere mică a datoriei publice în dolari și acesta este un lucru bun. La începutul crizei, nu știu dacă vorbeam tot cu dumneavoastră, dar s-a pus întrebarea aceasta: cum ne afectează aprecierea dolarului, că lumea tresărise, da, când dolarul depășise 5 lei. Și răspunsul era: păi nu prea afectează datoria publică, că din fericire România datorie mică în dolari. E. Da, ia hai să o creștem. Hai să o creștem. Da? Noi știm că leul s-a depreciat mai mult, mult mai semnificativ în raport cu dolarul decât cu euro. Și atunci are sens să ne împrumutăm în dolari? Nu are sens. Și în fine, ultima observație. Cât sens are acum pentru un cetățean, da, în contextul actual, să se ducă la bancă să se împrumute? Păi nu prea are sens, că de asta, tocmai asta este mecanismul politicii. Ca să oprești inflația, scumpești banii, mărești dobânzile, indivizii nu mai au stimulentul să se ducă să se împrumute, își diminuează cheltuielile, devin mai prudenți și se potolește inflația și trăim într-un climat mai sănătos. Da, deci mâncăm, cum ar spune un medic, mâncăm mai puțin, mai sănătos și ne facem bine. E, guvernul face invers acum. Mănâncă mai nesănătos. Domnule profesor Glăvan, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, să aveți o săptămână minunată. Ne auzim din nou miercurea viitoare. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.